Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Dr. Așol, iar în acest videoclip vom vorbi despre cel mai nou eveniment ce are loc în acest moment pe Steam și anume Steam Winter Sale 2023. Dacă nu sunteți familiarizați cu evenimentul acesta, ei bine, Steam găzduiește câteva evenimente de reduceri de-a lungul anului, dar două din cele mai importante sunt Steam Summer Sale și Steam Winter Sale. Și cum acum este iarnă, bineînțeles că vom avea Steam Winter Sale, care va ține de pe 21 decembrie până pe 4 ianuarie. Iar cu aceste evenimente avem o grămadă de reduceri la jocuri, dar pe lângă aceste reduceri, pentru că până la urmă pentru asta este acest eveniment, avem și câteva lucruri pe care putem să le facem astfel încât să obținem niște elemente care să ne ajute în personalizarea profilului de Steam, de la stickere, la trading carduri, la badge-uri, care mai apoi ne vor crește XP-ul pentru a crește levelul profilului de Steam. Despre toate acestea vom vorbi în acest episod și de asemenea vom vorbi despre câteva modificări ce au apărut odată cu acest Winter Sale, pentru că este un pic diferit mecanismul față de evenimentele precedente. Așa că stați până la finalul videoclipului pentru a afla tot ce trebuie să știți despre acest eveniment. Și începem, bineînțeles, cu clasicul. Dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like, lăsați-mi comentarii dacă vă interesează ceva anume și nu v-ați lămurit și de asemenea, dacă vreți să mai vedeți videoclipuri, abonați-vă și dați click pe clopoțel. Începe cu homepage-ul, unde vedeți un banner animat. Este la fel un pixel art care, din punctul meu de vedere, arată foarte, foarte bine, iar această animație, acest banner animat, se va schimba de 3 ori pe parcursul unei zile. Acum fiind noapte, avem bannerul de noapte, avem un banner de dimineață și un banner de după-amiază. Veți vedea asta pentru că avem alte 3 animated profiles lansate împreună cu acest Winter Sale, dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo. De asemenea, în descriere aveți niște timestamp-uri către fiecare parte în parte, videoclipul acesta fiind cumva împărțit pe capitole dacă vă interesează numai o anumită secțiune. Mergem mai jos și dăm scroll, 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 avem câteva jocuri care sunt reduse, am înțeles că sunt și anumite jocuri care sunt gratuite acum, așa că nu strică să vă uitați un pic în fiecare categorie. Iar mai apoi avem primul lucru care ne interesează și anume Vote for your favorite games in 2023 Steam Awards. Adică, mai țineți minte că în Autumn Sale ați nominalizat câteva jocuri pentru fiecare categorie în parte. Ei bine, au ajuns 5 finaliști în fiecare categorie și dacă vom da click pe acest banner, vedeți că acum trebuie să votați pentru un joc din cele 5 care au ajuns în finală. Și aici avem prima schimbare foarte importantă. Dacă până acum, atunci când votam un joc, primeam un trading card, acum nu se va mai întâmpla asta. În schimb, vom primi câteva stickere mai speciale, zic ei. Sunt special stickers. Asta este un lucru nu tocmai bun din punctul meu de vedere, pentru că va fi mai greu acum să creăm badge-uri speciale de Winter Sale ca să putem să ne creștem levelul profilului de Steam. Iar cu aceste stickere, sincer, nu vom face foarte multe. Dar asta este abordarea Valve anul acesta și nu avem ce să facem. Prin urmare, vom trece la treabă repede, repejor și vom selecta câte un joc în fiecare categorie. La Game of the Year, știți că Baldur's Gate a câștigat foarte, foarte multe premii, dar eu voi merge pe Hogwarts Legacy, pe care l-am și nominalizat pentru că apare aici. La VR Game of the Year nu am nici cea mai vagă idee pentru că nu am jucat niciunul, așa că vom merge pe Labyrinthine. Apoi Labor of Love Award este jocul care a primit cele mai multe update-uri de-a lungul timpului. Aici putem să spunem și de Dota 2 și de Apex și de Rust. Eu voi merge pe Apex sau pe Rust, dar Apex am mai și jucat. Best Game on Steam Deck Award, neavând Steam Deck, la fel, voi selecta de exemplu Diablo 4. Better with Friends Award, aici sigur voi merge pe Sons of the Forest pentru că l-am și jucat. Outstanding Visual Style Award, High on Life sau Atomic Heart. Deși am nominalizat High on Life, cred că voi merge pe Atomic Heart pentru că am văzut cum arată jocul și arată fenomenal. Most Innovative Gameplay Award, siguranță, cu siguranță vom merge pe Starfield. Best Game You Suck At, sunt foarte multe, dar fotbalul ar fi unul dintre aceste jocuri
cu care eu nu mă voi înțelege niciodată. Best Soundtrack Award este nominalizarea mea și bineînțeles The Last of Us Part 1, cu care și am o serie acum disponibilă pe canal și postez câte un episod în fiecare zi. Outstanding Story Rich Game Award vom merge pe Jedi Survivor sau pe Resident Evil, dar între timp am jucat Jedi Survivor și voi merge pe acesta. Iar la Sit Back and Relax, bineînțeles, City Skylines 2, pe care l-am și nominalizat. Bun, și vedeți sus aici că am deblocat toate cele 11 stickere. Yay! Mai jos avem câteva întrebări pe care puteți să vi le puneți, de exemplu cine poate să voteze, orice scont de Steam care nu este limitat, adică care a introdus $5 sau 5 euro în contul de Steam și are cel puțin un joc. De câte ori puteți să votați? Puteți să votați un singur joc în fiecare categorie, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 2 ianuarie la ora 10 Pacific Time. Bun, mergând mai departe, dăm și noi un bec, iar mai jos vedem că putem să intrăm în oricare dintre aceste categorii și să câștigăm un sticker în plus, diferit față de cele pe care le-am câștigat deja. Și deja vedeți că avem un alt banner, este bannerul de dimineață, și mergem un pic mai jos și avem Claim Your Free Daily Reward All Sale Long. În fiecare zi, după ora 8 seara, ora României, mergeți aici frumos și dați click ca să primiți un sticker. Dacă vă interesează, eu le colectez pe toate, așa că, na, e gratis până la urmă, crește profilul de Steam ca și colecție de lucruri care mai apoi după acest sale vor dispărea. Apoi, încă un lucru foarte important care nu ține neapărat de Steam Winter Sale, a apărut acum câteva zile, este acest Steam Year in Review 2023. Este al doilea an în care apare acest Steam Review și e foarte important să dați click pe acest banner din două motive. Unul, vedeți și voi cam ce ați jucat, care a fost treaba cu profilul vostru de Steam, dar mai important, după ce ajungeți la finalul acestei pagini, primiți un badge. Un badge care vă dă 50 XP, care vă ajută să vă creșteți un pic levelul profilului vostru de Steam. Vă voi arăta badge-ul când vom ajunge la categoria de badge-uri, pentru că avem două badge-uri importante lăsate cu acest update, dar despre asta vom vorbi mai încolo un pic. Dacă dăm scroll mai departe, mai avem un lucru de văzut, și anume această categorie care a rămas, slavă Domnului, și anume Discovery Queue. Dacă ați mai participat la câteva evenimente de genul acesta, știți, dacă nu vă voi spune acum, intrând pe acest Discovery Queue și văzând, trecând prin toate cele 12 jocuri pe care vi le pun la dispoziție acest Discovery Queue, la final veți primi un trading card, un trading card din acest Winter Sale, cu care puteți să craftați badge-urile echivalente acestui Winter Sale. Și vom vorbi imediat. Vedeți, am terminat, am primit un trading card și în fiecare zi, după ora 8 seara, la fel, dacă faceți un Discovery Queue, primiți un trading card. Fiecare cont primește un trading card și dacă aveți mai multe trading card-uri, puteți să le adunați pe toate într-un singur cont și mai apoi să le folosiți pentru a vă crea un badge, despre care vom vorbi chiar acum. Dacă mergem frumos la inventar, vedem că am primit mai multe lucruri. Am primit stickerele și la final am primit acest Winter Glow. Winter Glow, care este un trading card. Dacă dăm click pe View Badge Progress, vedem că avem 11 trading carduri. Eu l-am pe al 9-lea, iar după ce faceți rost de fiecare, puteți să dați click aici, va fi un craft badge și veți primi badge-ul level 1, care vă va da 100 XP. De fiecare dată când craftați un badge, va crește nivelul și se va schimba iconița de aici. Dar poate vă întrebați cum faceți rost de aceste trading carduri. Ei bine, sunt mai multe metode. În primul rând, făcând acest Discovery Queue despre care v-am povestit. În fiecare zi, după ora 8, primiți câte un trading card. În al doilea rând, cu fiecare joc cumpărat, primiți un trading card. În al treilea rând, cu fiecare badge craftat, nu neapărat de Winter Sale, dar din alt joc, veți primi, pe lângă clasicele background și emoji, veți primi și un trading card de acest gen pe parcursul
întregului eveniment. După ce se termine evenimentul, nu veți mai primi aceste trading carduri, acestea nu se vor mai dropa. Și în ultimul rând, puteți să le cumpărați de pe Steam Market. Dar nu vă recomand să le cumpărați acum, pentru că prețurile sunt încă măricele. Vă recomand să le cumpărați undeva spre finalul sale-ului, când cantitatea va fi enormă pe Steam Market, și le veți cumpăra atunci la un preț mult mai mic. Bun, ce mai avem nou? Păi, mai avem un lucru foarte important. De obicei, cu fiecare eveniment important de pe Steam, se adaugă lucruri noi în Point Shop. Dacă nu știți ce este Point Shop-ul, e bine, este un magazin, bineînțeles, în care lucrurile se cumpără cu puncte. Puncte pe care le primiți cumpărând jocuri sau in-game items cu bani, bineînțeles, pe Steam. Iar pentru acest Winter Sale 2023 avem 3 profile de Steam, fiecare la 5.000 de puncte. Avem Steam Winter Night, care arată cam așa. Este cu verde, cu roz, este un pic așa cyberpunkish. Mie îmi place foarte mult cum arată. Arată chiar interesant și este foarte posibil să-l cumpăr. Primim acest background animat cu un avatar animat, cu o ramă animată și, bineînțeles, un mini profile animat. Bun. Dacă mergem înapoi, hai să-l vedem și cel de evening. Toate aceste profile cumva sunt corespondente bannerului de care v-am zis eu la început, de pe main page, care se va schimba. Același lucru, dar de data aceasta avem niște culori un pic mai calme, un pic mai blenduite, care merg pe blue. Avem dimineața în care ninge cu cadouri, cu un iepuraș și cu un alt avatar, o altă ramă de avatar, să zicem așa. Bun, nu în ultimul rând, al treilea profil animat este Winter Morning, care arată cam așa. Este un pic mai interesant, este cu bleu și cu roz, pentru cei care sunteți interesați. Avem și un pinguin aici, de asemenea avem doi pinguini în avatarul animat și, bineînțeles, o ramă diferită. Bun, pe lângă aceste lucruri mai avem un animated sticker care arată cam așa, în cazul în care vă interesează, și câteva emoticoane pe care oricum le primiți alături de profile background-urile statice în momentul în care craftați un badge pentru Winter Sale. De asemenea avem seasonal badge-uri noi, care merg de la level 1 până la level 40 și arată cam așa. Fiecare badge dă câte 100 XP pentru un total de 4000 XP dacă ajungeți la level 40 și ajungeți la level 40 dând 40.000 de puncte pentru acest badge. Stați liniștiți, sunt foarte mulți care dau. Probabil și eu, pentru că am vreo 39.000 de puncte pe profilul principal. Bun, și acum mergem la profil și ne uităm un pic. Ăsta este badge-ul Steam Year in Review, care mi-a dat 50 XP, și de asemenea mergem înapoi la badges și veți vedea că la Winter Sale avem unul din 11. În momentul în care le vom avea pe toate, vom putea crafta un badge nou. Dragii mei, sper că v-a plăcut videoclipul acesta. Dacă aveți întrebări, nu uitați să lăsați-le în secțiunea de comentarii. Urmează să vedem și ce jocuri avem interesante de cumpărat. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!